Bună, dragilor! Am strâns niște produse terminate și am zis să vi le arăt și vouă, cu ocazia asta să scap și eu de ele, să duc gunoiul. Și nu mai am nici loc pe unde să le depozitez. Am terminat un suc din ăsta de la Drag de România, de mere. Îmi plac foarte mult cutiuțele astea așa cu robinet, nu știu, mi se par drăguțe, interesante, apeși aici, a curs sucul și îmi place că se simte că e suc de mere, adică făcut, ca și cum l-ai face tu la robot în casă. Sunt sigură că el conține și zahăr adăugat, dar așa din când în când mai merge să ne mai facem și noi de cap, cât un suculeț din ăsta, deci îl recomand, am luat din Carrefour cu 11 lei, parcă, ceva de genul, și am mai avut încă unul de la Hanu Boieresc, sau nu știu cum se numește. Seli vrea să-ți arate avioane din Penny și ăla a fost la fel de bun la gust. Așa. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Aici am terminat niște reginete, nu știu cum se numesc, de la mama din Italia, de la Barilla, foarte bune, îmi plac foarte mult și copiii le mănâncă cu drag. Sunt bune și le recomand, nu știu dacă există la noi în România, n-am văzut, nu știu. Seli, mai încet, mama! Aici am mai terminat o cutie de ciocolată caldă albă, asta îmi place mie cel mai mult. Cel mai mult. Nu știu dacă se mai găsește cu scorțișoară, nu am mai văzut de ceva timp, și aia îmi plăcea mult. De la cea cu ciocolată neagră mi se face rău, nu înțeleg de ce. Aia cu caramel n-am mai băut de ceva timp și nu mai, sincer, nu mai știu exact așa cum e gustul, dar de obicei cam asta o cumpăr și îmi place. Da, ia să vedem aici. Aici am mai terminat un tub de frișcă de la Laura. Îmi place foarte mult această frișcă și îmi place că pot să o consum până la ultima picătură. Mai am dintr-un tub, cred că depus odată la cafea și trebuie să merg să-mi cumpăr încă două tuburi. Costă 5 lei și ceva în penny, dar se simte o frișcă calitativă la gust și îmi place că pot să o consum până la final, nu cum am pățit cu cea de la Hulala. Nu știu, la un moment dat se strica și tubul, nu mai mergea, rămânea jumătate sau aproape plină și aruncam. Și am spus că hulala la tub nu voi mai cumpăra niciodată. Cea la cutie îmi place, nu e nicio problemă că ai tăiat cutia, ai răsturnat-o și ți-ai bătut-o. Deci e o cremă foarte, o frișcă foarte bună și cea de la hulala, deci nu vreau să fac o recomandare nasoală, doar că așa am pățit eu la tub. Iar începe marca. Haideți-i. Copiii au terminat un pachet de Actimel, din ăsta mare. Las că o să vină Seli imediat și arăt. Marc. Ce? La pucă. La pucă. Aici am mai terminat niște cereale de la Cirios, din așa pungă mare. Mi se pare mai ok să iei la pungă mare, nu știu, parcă cel puțin din ce am văzut eu, prețul la una mai mică e mai mult. Așa, dacă iei asta, o găsești câteodată și cu 10 lei, 10 lei și ceva, 11 lei. Pe când una mică la 250 de grame e vreo 6 lei și ceva. Și la noi, la Carrefour Express, e 8 lei și ceva, dacă vă vine să credeți, o pungă la 250 de grame. Selena! Du-te la el, te rog, ca să pot să filmez și eu. Nu vezi că tot atâta te strigă să-ți arate el ce ai văzut acolo, Doamne. Aici copiii au mai terminat Danonino de băut. Marc nu prea e așa încântat de Danonino, el preferă Actimel. Mai avem, cred că, vreo 3 sau 2 iaurturi din ăstea de la Müller, dar am pus cutia la terminate. Nu, ne plac foarte mult iaurturile astea de la Müller, sunt bune și cele de la Cremoso și cele de la Danone. Sunt bune toate. Așa, să vedem aici încă un pachet de Actimel din ăsta mic. Încă un pachet de Actimel cu căpșuni, ăsta altul era cu fructe. Deja îmi pierd pe aici. Ton de la Mare Blue.
Din Italia, de la mama, nu știu dacă se găsește și la noi firma asta, dar îmi place foarte mult, e un ton foarte bun. Așa, încă o pungă de cereale în astea mari de la Ciocapic. Înainte erau preferatele mele cele de la Ciocapic, dar nu știu, de la un timp, probabil că, nu știu, mă măresc așa, mă îmbătrânesc și, Doamne, că dacă îi zic acum vreo două, începe să facă mai urât. Așteaptă că vine imediat. Trebuie să le iei cu frumosul, că dacă le iei cu urâtul, începe să facă mai. Am observat că cu cât înaintez în vârstă, nu știu dacă și voi pățiți la fel, nu mai acceptă organismul meu dulce. Cel puțin dau să mănânc mai mult spre sănătos, să zicem. Nu mai pot să mănânc lucruri dulci, prăjituri, torturi, cereale, dulciuri, ciocolată. Foarte rar mai mănânc așa câte un jeleu sau câte o bucată de ciocolată. Și soțul meu la fel a pățit. Mă gândesc că înaintăm în vârstă și ne schimbăm. Înainte eu eram cu sucul. Nu puteam să mă las de suc, vă zic sincer. Eu cred că dacă beam un pahar de apă, da, dacă, nu știu dacă era o dată pe săptămână și dacă era, poate era o gură. Deci eu eram suc. Cu acid, fără acid, Fanta, Cola, Prigat, toate felurile de suc, dar eu acum vă zic sincer că nu mai accept, mai beau câteodată Fanta, Schweppes sau mai iau suc din ăsta la cutie de mere sau de portocale sau ce mai fac, dar nu mai sunt cu dulce, le-am schimbat foarte mult, am observat că nu mai mănânc prăjituri cum eram înainte, deci m-am schimbat, dacă fac, fac ceva pentru copii mai mult, dar eu nu mai mănânc, soțul meu nici el. Fructele la fel, am văzut de vara trecută. Până vara trecută mâncam foarte multe fructe. Mâncam piersici, nectarine, bine, piersici nu prea, le, mai mult le curățam, că nu-mi place acel puf și când simt pe limbă fac așa, mi se face pielea găinii. Să zicem că sunt alergică la puful ăla. Mâncam căpșuni, pepene, banane, cireșe, ce fructe erau de atunci, cel puțin sezonul de vară, eu ador fructele în sezonul de vară, căpșunile, cireșele, vișinele, așa și așa, nectarinele sunt, pepene galben, pepene roșu și cam astea sunt fructele care le mănânc în perioada verii. Mai mănânc câteodată și banană sau, nu știu, cu toate portocale, kiwi, astea nu în sezonul lor, rodile și alea la fel nu sunt în sezon, dar cam astea. Și am observat că vara trecută nu mai îmi trebuia, nu mai îmi intra. Luam o căpșună, două de poftă, cireșe la fel, câteva de poftă, pepene galben și pepene roșu am mâncat mai mult. Dar v-am zis, am început să mă schimb și mă gândesc că și voi, cu cât înaintați în vârstă, deja începe să nu vă mai placă anumite chestii sau să nu vă mai atragă să le mâncați. Da, deci nu mai suport. Simt că o iau razna. Ia uite cum rage. Dacă mai ții, te pun la culcare. La culcare. Aoleu, că nu mai o iau razna. Încă un pachet de Actimel cu căpșuni, marc. Deci el o vrea pe Sally să stea cu el, să-i arate avioanele și cum se joacă el pe Xbox. Fata asta vrea să plece că-i sătulă, nu vrea să stea numai cu el. Și uite așa el urlă și țipă și Sally. Stai măcar un pic cu el, te rog. Am stat. Să-mi mai zdruncina la scaun și așa parcă m-a luat o amețeală de numai. Doamne, parcă se învârte casa cu mine. Serios, nu știu ce s-a întâmplat. Ioi, dar ce senzație ciudată simt. Te rog, stai măcar cu el să filmezi și apoi pleci. Ți-ai făcut temele? Nu, că nu pot! Nu poate. Nu Tu, pot dar până să nimic! mă apuc eu de filmuleț, tu ce ai făcut tu? Stăteam cu el, că nu m-a lăsat Ei, să plec. cum stăteai cu el mincinosul, că eu eram cu el? Ba, eu stăteam cu el, că n-ai zis. Dă-te! Așa, așa mi s-a făcut rău, m-a luat un rău, așa un leșin, nu știu de ce. Hai că nu mai am, cred că, produse din astea alimentare. Hai să vedem. Bun, aici am mai terminat niște absorbante de zi de la mama din Italia. Foarte bune, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Să zic să mai îmi cumpere. Asta e ingenică. Asta ce? Asta nu e a mea. De ce ai băgat-o? Era Răzvan. Păi de la Răzvan, asta la gunoi. Ce, am terminat-o eu?
Nu pot să-mi dau cu părerea despre ea. A venit aseară fratele meu la noi cu prietena lui și a venit și și-a cumpărat o pastă de dinți, a dus să spele, a făcut duș la mine, toate cele. Și se le-a luat și a pus cutia de la pasta de dinți la mine, dar n-am terminat-o eu, deci nu pot să-mi dau cu părerea despre ea. Am mai terminat niște bețișoare. Hai mă, dă-și tu o lumină bună aici. Niște bețișoare de la Lupi Lui din Lidl, foarte bune aceste bețișoare și îmi place că rămâne vata pe băț. Am mai pățit la alte bețișoare, în astea de bebeluș, să dea vata jos. Îmi plac foarte mult. Încă un balsam de rufe de la Cocolino. Încă un balsam. Primul balsam, că n-am mai avut niciunul. Așa, îmi place la nebunie și am să-l recumpăr. Până mă voi plictisi, îl ador. Surorii mele nu-i place, dar eu îl ador, îmi place la nebunie. Cel puțin că l-am îmbrăcat și pe Marca astăzi cu fâșul. Mirosea fâșului, numai a balsam din ăsta de la Cocolino. Am mai terminat un deodorant din ăsta pentru cameră de la Eric cu pepene și pepene galben și nu mai știu ce are. Îmi place cu miroase. Am mai terminat un derolichid de la Dixan. Îmi place foarte mult, mai ales că e cu lavandă și eu iubesc lavanda. S-a terminat. S-a terminat repede. Foarte fain miroase. Îl ador. Așa. Să știți că și noi avem produse Dixan prin magazine, că am mai primit odată un comentariu că de ce arăt produse din Italia dacă noi nu găsim în România. Păi se găsește și la noi în România, la Mercato, și mai sunt anumite magazine care aduc produse italienești, deci se găsesc. Acum, na, eu vă arăt ce termin eu. Acum îmi pare rău că poate voi nu găsiți anumite produse, dar eu fac produse terminate și vă arăt ce termin eu. Dacă... Și mă gândesc că sunt și fete care mă urmăresc din Italia și din alte țări. Acum, na. Pui mei. Aici am mai terminat, doamne, cum se numește, prostie din asta pentru veceu, că nu vine în minte. Foarte bună, cele de la DAC îmi plac cel mai mult și cele verzi și cele albastre. Și acum m-am învățat minte să atașez scoci. Deci îl pun pe veceu și îl prind cu scoci. Că data trecută, nu mai țin minte că v-am povestit, mi-a căzut mic în veceu și mi-a dat o prostie din asta și s-a dus în spate. Și trăgea apa și nu mai se ducea, că era prostia aia și a trebuit să scoată soțul meu WC-ul, să curățăm acolo și să scoatem acest aparat. Și de atunci am zis că nu o să mai pun în viața mea acest aparat sau niciun fel de aparat, că am văzut ce s-a întâmplat. Dar parcă nu suport să nu am pe WC-ul și să văd în WC-ul acolo o apă colorată. Mai sunt anumite tuburi din alea, cred că le știți și voi, verde, albastru și mov. Am avut, am folosit când locuiam în chirie, dar mi-a stricat bazinul acea prostie. La un moment dat nu mai puteam să trag apa, mi se blocase prin bazin aiurea. Am stricat capacul, cum tot îl scoteam și am zis că nu mai au prostie din aia să pun. Așa, și acum pun pe marginea WC-ului în loc unde am agățat, am prins așa o scotch și văd că stă bine și nu mi-a mai căzut în WC. Sper să nici nu mai se întâmple astfel de evenimente nasoale, că nu doar Mickey mi-a mai răsturnat acele prostii, până și copiii. Așa, bun. Aici am mai terminat 4 pachete de șervețele de la Huggies. Și mi-e foarte dor de acele șervețele de la Huggies roz. După cum ați văzut în ultimele videoclipuri, roz nu prea am mai avut. Sau dacă am avut un pachet. Nu am mai găsit. Nu știu, la noi în Brașov avem 3 magazine din astea, Cozdoni. Și la 2 magazine soțul meu nu a găsit. Am zis că vreau să merg și la Cozdoni, cel dinspre Cristian, să fac și eu cumpărăturile odată acolo. Și poate voi găsi și dacă găsesc, vă voi lua 20 de pachete. Și referitor la șervețelele de la Huggies, să știți că le găsiți și în Auchan la 4 lei și ceva. În Carrefour sunt 7 lei și ceva, cel puțin Carrefour Brașov, hipermarketul mare. Deci dacă vreți să căutați, să știți că să nu luați din Carrefour, sunt foarte scumpe. Mie mi se pare foarte mult să dau un pachet de șervețele de la Huggies 7 lei și ceva, când știu că l-am văzut cu 4 lei și ceva sau 3 lei 90 în alte locuri. Cel puțin la Cozdoni l-am luat și cu 3 lei 90. Aici am mai terminat un șampon uscat de la Batist. Aici, cu ce trebuie? Mie nu mi se pare deloc că acest șampon miroase a cireșe. Ori am nimerit eu vreunul diferit și are ambalajul de cireșe, nu știu. Nu mai contează acum mirosul. Îmi place cum e ca spray, îmi place că nu îmbuxește părul.
și dă senzația ca și cum ar fi spălat. Și o să-l recumpăr. Te rog frumos să filmezi, să mă lași. Mai am două produse, trei și gata. Și te ajut. Da, un pic. Aici cu ce litere trebuie să încep? Mare sau mică? Încep să cânt încet. Cu mare, nu vezi? Și unde trebuie să începi? Aici să scriu. A, trebuie să cânt, să scrii ăla? Da. Și tu nu vezi că ăsta e î mare, nu stai seama. Î mare și î mic, uite-l. Arată că e un pic mai mare, dar nu înțeleg de ce l-a scris așa, că uite aici e altfel și voi induce în eroare. Deci cu î mare scrii, da? Da. Cu î din i, da? Da. Nu cu î din a. Și aici trebuie să colorezi la asta, nu și la asta. Bine. Am fost în farmacie de la Dr. Max să întreb ce oare am întrebat eu, nu mai țin minte, ceva. Și aceste șampoane de la Batiste costau 25 sau 28 de lei 1. Foarte mult mi se pare. Pe când la Sensiblue le găsiți cu 14 lei și ceva, 15 lei și ceva, cam așa. Și dacă ar fi 17 lei 1, tot ar fi ok. A avut o dată o perioadă în care cu 30 de lei luai două sau are tot felul de oferte cu 28 de lei luai două și vă recomand să nu vă cumpărați din alte farmacii decât Sensiblue. Sensiblue mi se pare că sunt cele mai ieftine șampoane de la Batiste. În alte locuri unde am văzut sunt mai scumpe și am mai văzut pe internet care exista de la Schwarzkopf niște șampoane uscate cu 11 lei și ceva. Nu știu, voi le-ați încercat, știți ceva despre ele? Aș mai încerca și altele, parcă oarecum am plictisit de cele de la Batiste și la miros și parcă aș vrea să încerc ceva diferit, dar aș vrea să încerc ceva să, nu știu, să nu-mi provoace mătreață și să fie să dea rezultate, nu să-mi bâxească părul sau să fie nasol sau nu știu, să dau banii degeaba, că așa decât să iau n-are rost, mai bine mă duc pe Batiste în continuare. Aici am mai terminat un bag de hârtie igienică de la Pufina și vreau să vă spun că eu m-am îndrăgostit de această hârtie. Pentru prima oară în viața mea am folosit această hârtie, adică cel puțin eu am cumpărat un șoc, am mai cumpărat-o și mama când eram eu mai mică. Dar am luat-o de la Lidl, a avut 12 role și am luat-o cu 9 lei și ceva. Foarte ieftin în comparație cu alte magazine unde prețul e mult mai mare. Doar că la Lidl bag această hârtie sâmbăta, nu mai știu cum a zis sora mea, odată la 3-4 săptămâni la 10 lei, că altfel prețul ei este mult mai mare, doar că Lidl-ul o bagă la preț din ăsta mai mic. Simt că amețesc, simt că se învârte tot în jurul meu, nu știu de ce, m-a apucat o amețeală acum. Dar nu pot să-mi dau seama de la ce, din ce cauză, doar eu am făcut și tratament cu prostiile alea de la, nu mai știu cum se numește, calci, magneziu, zinc și ce mai conține. Și mă gândeam să încep să fac un tratament din nou, nu știu, cu fier. Sau trebuie să ajung să facem niște analize, să mă duc să-i spun medicului de familie, să-mi dea o trimitere cu niște analize, să-mi fac analize la sânge și să-i spun că amețesc, că v-am zis, el nu prea îți dă trimitere decât dacă ai simptome și să-i spun, domne, am niște amețeli și niște dureri de cap, să vedem ce este, am vreo problemă cu anemia sau care ar fi problema. Aici am mai terminat niște role de hârtie, soape din alea de hârtie, de la Floralis, astea sunt cu două straturi, îmi plac și astea, dar le prefer pe cele albastre, nu albastre, verzi. Alea verzi îmi plac mult mai mult, alea au trei straturi și sunt mai groase. Eu cumpăr de obicei, când mă duc așa, am o manie și cred că și voi aveți, sau nu știu, că fiecare om e diferit. Eu când mă duc în Lidl și dacă, chiar dacă știu că am role, mie îmi place să-mi fac stocul la hârtie igienică, stocul la role de bucătărie și la majoritatea produselor. Așa am eu în capul meu. Și mai folosesc niște role de la, doamne, nu mai știu cum se numesc, nu mai știu unde le-am pus. A, uite-le acolo, de la Conisoft Jumbo. Vi le-am arătat, le-am cumpărat de la cost 2006 lei și ceva o rolă. Și mi-a mai zis sora mea de încă o rolă, dar nu mai știu cum se numește. A zis că costă 5 lei și ceva în cost 2000, tot așa cu hârtie foarte tare. Și am zis că să încerc și aia.
Cel mai și cel mai mult îmi plac cele de la Conisoft și mai sunt unele care le trimite mama din Italia. Alea sunt cele mai bune și au o hârtie foarte, foarte tare. Alea chiar îmi plac foarte mult. Dar dacă ar fi să aleg și niște role din astea mici, că ați văzut, uneori ai nevoie și de rolă mică. Nu poți să stai cu dita mai sulu de hârtie din ăla mare, să-l bagi în mașină sau ce știu pe unde ai nevoie. Mai ai nevoie și de astea subțiri, așa? Le-aș prefera pe cele de la Lidl cu 3 straturi. Nu mai mișca masa, te rog. Sau și cu 2 straturi dacă nu găsesc cu 3 straturi. Doar că alea cu 3 straturi sunt mult mai bune. Astea au fost produsele care le-am terminat noi. Am dus un gunoi de dimineață și voi mai avea încă un gunoi acum și cu unul ce s-a mai adunat și cu cel de la baie. Iar voi mai avea gunoi, voi mai ieși mai târziu să mai ies. Și da, mă apuc să fac cu Sally, să vedem ce teme mai are. A zis că multe nu mai are, că le-a făcut singură. Și să mă duc să mă întind puțin în pat, că v-am zis, simt așa oarecum o amețeală. Nu știu ce se întâmplă. De mâncat am mâncat foarte bine astăzi. Nu pot să pun vina că nu am mâncat. Chiar nu știu ce se întâmplă cu mine. Apropo, vreau să mă apuc din nou să-mi fac unghii. Vreau să mă apuc să-mi fac solar. Eu am făcut solar și înainte, foarte mult timp făceam solar înainte să fac YouTube și înainte să am copii, în primul rând. Doar că am făcut pauză, am rămas însărcinată, am început să alăptez și am avut grijă de chestiile astea. Ce aș mai vrea să mai fac? Am mai avut eu ceva în cap să vă zic, dar nu mai țin minte. Să-mi pun unghii, să fac solar. Ah, tatuaj. Și tatuaje, nu tatuaj, tatuaje. Mai am în plan să fac un tatuaj cu numele băiatului și mai am așa în plan să-mi fac pe spate un șir de fluturaș de la mic la mare. Pe picior aș mai vrea să fac ceva, aș mai vrea să-mi fac aici pe mână o mamă cum își ține puișorul în brațe și încă unul pe ei sau nu știu, văd așa. Am două imagini că am doi copii și așa îmi doresc să fac o mămică cu un pui și o mămică cu un pui. Adică diferite sunt pozele alea. De ce râzi tu? De ce râzi? O să fii tatuat. Hei, păi, dar nu fac tatuaje mari tu, fac tatuaje finuțe, stai liniștită. Mami. Ce crezi că mă umplu mâna? Nu. Eu am văzut. Poți să zic? Am văzut o fată de pe TikTok, era plină pe TikTok. Da, sunt, dar nu fac așa. Nu, fac aici un tatuaj cu numele mare, mai fac așa niște tatuaje micuțe, așa, cu o semnificație drăguță. Nu mă apuc să mă umplu de tatuaje, așa, că nu sunt nebună, dar oricum mie îmi plac foarte mult tatuajele, le ador, dar nu fac așa tatuaje mari să mă trezesc că mâine poi mă plictisesc și vreau să le scot sau alea. Și le fac așa și eu, mai ascunse, mai cu perdea, să le văd eu, nu să le vadă oricine. V-am pupat, dragii mei. Să știți că de seara avem un vlog. Nu știu dacă va fi un vlog lung, că dacă mă apuc chiar să vorbesc și să mai trâncănească gura asta, poate vom avea un vlog lung. O zi frumoasă. Pa, pa!